Se spune deseori că plictiseala e boala oamenilor leneși sau că îi atacă doar pe cei care nu au nimic de făcut. Această hibă sufletească este însă ceva mult mai subtil. Îi atacă pe cei care sunt predispuși la așa ceva și se atinge mai puțin de cei care muncesc sau se prefac a munci, ceea ce în cazul de față este același lucru în comparație cu adevărații apatici. Nimic mai jalnic decât contrastul dintre splendoarea autentică a vieții interioare cu indiile ei naturale și țările ei necunoscute, și caracterul sordid, chiar dacă la drept vorbind ea nu e sordidă, al vieții cotidiene. Plictiseala este și mai apăsătoare atunci când nu are nici scuza apatiei. Cea mai rea dintre toate e plictiseala marilor activi. Plictiseala nu e o boală provenită din dezgustul de a nu avea nimic de făcut, ci este boala mult mai gravă de a simți că nu merită să faci nimic. Așa fiind, cu cât ai mai multe de făcut, cu atât simți, invadându-te mai multă plictiseală. De câte ori nu mi-am săltat din cartea în care mă străduiesc să scriu, capul meu golit de întreaga lume. Aș fi preferat să fiu un apatic. Să nu fac nimic, și să nu am nimic de făcut, fiindcă numai în acest fel aș fi putut măcar să gust plictiseala cât de reală ar fi ea. Căci în plictiseala mea de acum nu există niciun moment de răgaz, niciun pic de noblețe, nici urmă de tihnă provenită dintr-o mare tristețe. E doar o vlăguire enormă, rezultată din toate gesturile făcute. Și nu o oboseală virtuală provenită din gesturile pe care nu le am de făcut.